Unul dintre obiectivele investiționale prioritare ale anului 2016 reprezintă realizarea a două stații de epurare proprii ale Spitalului Municipal de Urgență, care a primit și la acreditare termen de rezolvare a problemelor de mediu legate de deversarea apelor menajere ale unității sanitare în rețeaua de canalizare a orașului. Este vorba de o obligativitate impusă atât de Agenția de Mediu, cât și de Comisia de Acreditare a Unității Sanitare Romașcane. Este necesar atât proiectarea cât și executarea unor stații de epurare, atât la spitalul nou cât și la spitalul vechi. Iar în acest sens am făcut memoriu către primărie, urmând ca în prima ședință de Consiliu Local va fi prinsă pe ordinea de zi cheltuiala cu proiectarea pentru aceste două obiective. Lucruri care, așa cum v-am spus, pentru respectarea legislațiilor și a parametrilor de mediu trebuie să avem o mare grijă și de asta e un lucru, zicem noi, deosebit de important. În prima ședință a Consiliului Local Roman va fi promovat un proiect de hotărâre privind studiul de fezabilitate necesar construirii celor două stații de epurare, care vor deservi imobilele din Spitalul Nou și din cel vechi. După realizarea de către o firmă de specialitate a studiului de fezabilitate, se va vedea ce fonduri vor putea fi atrase, guvernamentale sau europene, pentru că implementarea proiectului de construire a celor două stații presupune sume cu multe zerouri, ca la orice investiție de o asemenea învergură.